preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Vă invit, dragii mei, pe toți cei care mai aveți răbdare încă să cugetăm împreună asupra cuvântului care a fost citit. Și vreau să vă spun că am avut pe inimă ca în perioada care urmează, dacă Domnul ne ajută să mai trecem o dată prin ceea ce oamenii numesc predica de pe munte, ca să învățăm din cuvintele Domnului Iisus cum să trăim pe pământul acesta în așa fel încât să fim plăcuți Tatălui Ceresc. Domnul să ne ajute pe tot aceasta. Amin. Amin. Având în vedere faptul că vom avea mai multe mesaje din predica de pe munte, aș vrea să îmi îngăduiți ca la început să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri cu caracter general cu privire la această predică. Apoi mă voi apropia în mod deosebit, specific de versetul al treilea, care tratează prima dintre fericirile făgăduite de Domnul Iisus, urmând ca în alte întâlniri ulterioare să continuăm studierea acestei predici rostite de Domnul. Am auzit spunându-se și subscriu la această părere că predica aceasta este cea mai remarcabilă predică rostită vreodată pe pământul acesta. A rostit-o însuși Fiul lui Dumnezeu și a cuprins în ea o mulțime de învățături, una mai frumoasă decât alta. Oamenii au numit-o predica de pe munte. Se pare că cel din tâi care i-a dat numele acesta a fost Sfântul Augustin. De la el încoace există mărturii că predica aceasta a fost numită așa. Înainte de Augustin nu avem vreo mărturie că oamenii ar fi numit-o. Deși din ea s-a predicat și în primul, și în al doilea, și în al treilea secol creștin. Oamenii au numit-o predica de pe munte pentru că Matei spune că Domnul Iisus s-a suit pe munte. A văzut noroadele care îl urmau, care îl înconjurau de o bună bucată de vreme, s-a suit pe munte și acolo a așezut jos. Muntele acesta nu ne este indicat cu numele. De aceea el a căpătat și el un nume, muntele. Și oamenii l-au numit Muntele Fericirilor. Știți, unele locuri din Țara Sfântă au căpătat nume de la creștini după diferite evenimente care au avut loc pe acolo. De bună oară, pe un alt munte, a avut loc schimbarea la față și oamenii de atunci, creștinătatea, a numit numele acela Muntele Schimbării la Față. Dar până când a căpătat numele acesta, muntele avea un nume, Muntele Tabor. Aș vrea să vă spun că locul este indicat pentru că Domnul Iisus a vrut să se știe bine că adevărurile Evangheliei nu sunt legate de un anume loc de pe pământ. Noi obișnuim să credem că Dumnezeu vorbește doar în locuri special amenajate. Predica aceasta n-a fost rostită în curtea templului, acolo unde se țineau marile dezbateri teologice între rabinii a căror cuvânt era luat în considerare în Israel. Predica aceasta n-a fost rostită la vreo întâlnire de sinagogă, în sâmbătă, în zi de sabat. Și n-a fost rostită predica aceasta nici măcar în sala principală a școlii lui Gamaliel. Predica aceasta a fost rostită pe un munte, într-un loc simplu, într-un loc în care poate că cei mai mulți dintre oameni ar fi gândit că nici nu-i prea potrivit să vorbești în locul acela din Scriptură. Și totuși Mântuitorul Iisus, dacă veți urmări cu atenție Evangheliile, veți vedea că a predicat în cele mai neobișnuite și neașteptate locuri de către noi. Dar totuși, el a vorbit pentru că al Domnului cuvânt trebuia să se propovăduiască nu doar o dată pe săptămână, în ziua de sâmbătă,
ci în fiecare zi și în orice loc de pe pământul acesta, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Aș vrea să vă spun că predica aceasta este o predică extraordinară. Am spus-o deja că este cea mai remarcabilă predică rostită pe pământul acesta. Pentru că, dacă vă veți uita, aproape fiecare verset din ea poate constitui un subiect pentru o viitoare predică. Ce m-a surprins pe mine este faptul că doar doi dintre evangheliști o cuprind în scrierile lor, Matei și Luca. Matei dedică trei capitole din Evanghelia sa, trei capitole care totalizează 107 versete. Luca, în versiunea pe care ne-o oferă, este un pic mai succint, o cuprinde doar 30 de versete. Cercetătorii Scripturilor au făcut o comparație între versiunea din Matei și versiunea din Luca și au ajuns la concluzia că aceste două vorbiri cuprind foarte mult material comun, foarte multe învățături comune. Și au dat cu părerea și au spus atât Matei cât și Marcu, atât Matei cât și Luca redau aceeași predică a Domnului Iisus. Alții au spus nu. Este vorba despre predici diferite care au cuprins aceleași idei. Pentru că Matei vorbește despre un munte, iar Luca ne spune că Domnul se afla într-un fel de podiș, un loc mai înalt, dar nu neapărat în munte. Însă, n-ar trebui să ne poticnim la micile diferențe care apar între cele două relatări, ci ar trebui să fim atenți și să ne aplecăm mai cu seamă asupra adevărurilor care sunt cuprinse în cele două relatări ale aceleiași predici. Mântuitorul Iisus, spre deosebire de toți predicatorii care au vorbit în lumea aceasta, a avut capacitatea să vadă în același timp în două planuri diferite. Niciun predicator de la el încoace n-a mai avut capacitatea aceasta. Mântuitorul Iisus vedea în mod fizic noroadele cărora le vorbea, ucenicii adunați în jurul lui și oamenii aceia simpli veniți din diferite locuri ca să-l asculte. Dar în același timp, Mântuitorul Iisus vedea și în plan spiritual ceea ce nouă oamenilor ne scapă. Noi nu avem capacitatea aceasta. Ca să mă fac mai bine înțeles, am să vă spun că spre finalul predicii de pe munte, Mântuitorul Iisus descrie o situație care urmează să aibă loc. Nici măcar acum, după 2000 de ani de la rostirea predicii, lucrul acela pe care el îl spune acolo încă nu s-a întâmplat, dar Domnul Iisus îl vedea pentru că vedea în viitor. Noi nu avem capacitatea aceasta. Va veni o vreme și a avertizat Domnul Iisus cu ucenicii și ascultătorii, când vor sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu niște oameni care vor spune, Doamne, noi am făcut în numele Tău lucruri deosebite. Iisus, atunci, pe muntele acela, știa ce vor spune oamenii într-un viitor care era destul de îndepărtat pe atunci, de noi aproape. Și știa Domnul Iisus și ce li se va răspunde acelor oameni. Plecați de la mine, depărtați-vă de mine, voi toți cei care ați lucrat fără de legea. Mântuitorul Iisus a văzut în inimile ascultătorilor săi, de aceea aș putea să spun, a fost predicatorul desăvârșit, de la care ar trebui să învețe toți predicatorii care vor să vorbească din Cuvântul lui Dumnezeu și slujirea lor să fie de folos celor care ascultă. Domnul să-i binecuvânteze pe toți frații care se ridică la învonul acesta. Aș vrea să mai spun încă un lucru. Iisus în vremea aceea era înconjurat de noroade. Atunci când am citit pentru prima dată începutul acesta de capitolul 5, una din întrebările pe care mi le-am pus era următoarea. Mântuitorul Iisus în predica de pe munte, cui se adresează? Se adresează noroadelor sau se adresează ucenicilor lui? După gramatica textului, ai putea să crezi că Domnul s-a adresat ucenicilor săi. Pentru că stă scris, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi,
A început să vorbească și să-i învețe astfel. Dacă, gândeam eu atunci, dacă Domnul ar fi vorbit noroadelor, m-aș fi așteptat ca gramatica să sune diferit aici. Să li se spună că Domnul a început să vorbească și să le învețe astfel. Dar Domnul zice, cuvântul zice aici, a început să vorbească și să-i învețe. Pe cine, Doamne? Pe ucenicii tăi, dar noroadele atunci care erau acolo, cu ce scop erau? Răspunsul la această întrebare, care poate că va frământa și pe unii dintre dumneavoastră, l-am găsit în finalul acestei predici. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui. Toate aceste principii care sunt cuprinse în predica de pe munte, negreșit principii deosebit de frumoase, nu sunt principii rezervate unei clase selecte din alese din rândul creștinilor. Toate aceste principii care sunt exprimate aici se adresează tuturor celor care sunt ucenici ai Domnului Iisus, celor care sunt copii ai lui Dumnezeu, celor care doresc să intre în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi la aceasta. Însă, oricât de multe lucruri frumoase s-ar putea spune în general despre predica de pe munte, aș vrea să vă spun că ea nu este completă, predica aceasta. Știți de ce subliniez acest lucru? Pentru că sunt creștini care vin și spun: eu mă străduiesc să împlinesc toate lucrurile despre care citesc în predica de pe munte și cred că este destul. Fără îndoială, predica de pe munte cuprinde o seamă întreagă de învățături frumoase, dar cu toate acestea, predica de pe munte nu este completă, nu cuprinde toate învățăturile care trebuie să se găsească în viața unui om al credinței. De bună oară, în predica de pe munte se vorbește foarte mult despre relația omului cu semenii săi și despre relația omului cu Dumnezeu. Dar nu se spune în predica de pe munte absolut niciun cuvânt despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Și învățătura aceasta cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt, Iisus o va rosti într-o altă împrejurare. Ea face parte din învățăturile de bază ale creștinismului. Sunteți de acord cu acesta? Nu poți să vorbești despre o viață creștină fără o înțelegere și o practicare a acestei lucrări a Duhului Sfânt în viața ta. Pe de altă parte, în predica de pe munte nu se spune niciun cuvânt despre jertfa Domnului Iisus. Iar jertfa Domnului Iisus stă la temelia vieții de credință. Noi suntem copiii lui Dumnezeu pentru că Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. Pentru că noi ne-am pus încrederea în moartea și mai ales în învierea Lui. În moartea Domnului Iisus și învierea Lui sunt pietre de căpătâi sau pietre de temelie, dacă vreți, la baza vieții creștine. De aceea am să vin și am să spun ca un fel de concluzie preliminară că predica aceasta de pe munte cuprinde principii care țin de etică și morală, care definesc viața noastră de zi cu zi. Dar, lângă învățăturile acestea, noi trebuie să plasăm pe poziție de egalitate învățăturile Domnului Iisus, exprimate în altă parte, cu privire la moartea și învierea Lui și cu privire la persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Poate că este momentul și locul potrivit să mai spun încă un lucru. Relația dintre viața creștină și principiile morale. Poate că ar trebui să definim mereu și mereu relația aceasta, pentru că vreau să vă spun ceva. Am privit atâta timp cât am avut oportunitatea peste creștinism în general. Și mi-a dat seama că dincolo de numele pe care oamenii le dau diferitelor mișcări din creștinism, creștinismul s-ar putea împărți foarte bine în trei ramuri, în trei orientări principale. Există o orientare care câștigă foarte mult teren în vremea de astăzi și care spune, bazat pe anumite învățături din epistolele lui Pavel, că tot ceea ce contează este harul, că tot ceea ce contează este credința.
Și dacă tu spui că crezi că ți-ai pus nădejdea în Iisus și în jertfa Lui, în rest nu mai contează nimic. Și cei care sunt grupați sau cuprinși în această perspectivă, în această orientare, de obicei invocă Harul pentru a se debarasa de toate celelalte reglementări și vor să trăiască o viață pe care eu numesc o viață de libertate creștină. Însă ei uite că Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, cu versetul al 13-lea, le spune creștinilor să aibă grijă ca nu cumva să facă din această libertate, din această slobozenie. Vreau să citesc, că frații de acolo mă ajută. Uitați, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. În același gând pe care Pavel îl exprima aici, se manifestă sau se exprimă și Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 2, versetul al 16-lea. Și dacă este cu putință să-l afișați și pe acesta, mi-ar fi de folos. Petru zice și el, purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să face din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Amândoi acești oameni ai lui Dumnezeu, bărbați ai credinței, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, ne spun că noi suntem chemați la slobozenie, că am primit Harul, dar în același timp noi trebuie să avem grijă de această slobozenie pe care o trâmbițăm, să nu o folosim ca o oportunitate pentru a trăi pentru firea pământească. Și lucrul acesta, dați-mi voie să vă spun, se întâmplă printre creștini în vremea aceasta. Mulți merg înainte și spun, este Harul și atât, în rest nu mai contează nimic. Nu e adevărat. Învățăturile Domnului Iisus sunt o dovadă a faptului că după ce am căpătat Harul, noi suntem chemați să trăim o viață nouă. M-am bucurat foarte mult când frații la timpul de rugăciune au citit acel cuvânt, capitolul 1 din 1 Ioan, l-au citit în întregime și apoi au trecut cu citirea și în capitolul următor. În capitolul 1 din 1 Ioan stă scris foarte limpede. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, noi mințim și nu trăim adevărul. Adică, dacă spunem că avem părtășie cu Dumnezeu Tatăl nostru, atunci nu mai avem îngăduința să trăim în întuneric. Noi trebuie să trăim în lumină. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amen. Există o a doua orientare în creștinism. Orientare care în ultima vreme a pierdut destul de mult teren, care pune accentul pe o viață de evlavie forțată și pe lângă cerințele care sunt scrise pe paginile Bibliei, adaugă tot felul de alte cerințe și alte reguli și le impun fraților cu explicația din dragoste pentru Dumnezeu. Din dragoste pentru Dumnezeu însă noi suntem chemați să ascultăm de ceea ce este scris. Și tot din dragoste pentru Dumnezeu suntem sfătuiți de Apostolul Pavel să învățăm să nu trecem peste ce este scris. La ce este scris, noi nu avem voie să mai adăugăm de la noi opinii de ale noastre, niște învățături care exprimă o evlavie forțată, o evlavie exagerată, care e numai de exterior. Dacă vă veți uita cu atenție, și știu că lucrul acesta l-am mai spus în diferite discuții, veți remarca, așa cum și eu am remarcat, faptul că Mântuitorul Iisus cele mai mari conflicte de idei le-a avut nu cu păcătoșii din Țara Sfântă, le-a avut cu oamenii cei mai evlavioși, la care dacă te-ai fi uitat, ai fi spus, ăștia sunt modelele noastre. Și dacă noi vom ajunge să ne asemănăm cu ăștia, în mod sigur ne vom ajunge în cer. Însă veți găsi că în predica de pe munte, Mântuitorul Iisus a spus, dacă neprihănirea voastră nu va trece pe acestora, cu niciun chip nu veți intra. Și cu privire la aceștia spre care Iisus arăta atunci cu degetul când a spus aceste cuvinte, veți găsi că pe oamenii aceștia în Evanghelia după Matei, capitolul 23, Domnul Iisus îi avertizează și în 8 locuri în capitolul 23 le spune, vai de voi!
Nu o să intru în detalii. Există o a treia categorie în creștinism, o a treia orientare care cuprinde oameni care ascultă cu drag de învățăturile Domnului Iisus, care își pun nădejdea și se bucură de harul pe care l-au căpătat prin Iisus, care își pun nădejdea în jertfa Domnului Iisus și în sângele vărsat de la Golgota, și apoi cu dragă inimă, fără să fie constrânși de vreun comitet sau, mă rog, motivați de alte lucruri din afară, și din pornirea inimii lor, doresc să împlinească poruncile lui Dumnezeu și să trăiască în curăție. Vreau să vă spun, cu astfel de oameni este o plăcere să lucrez. Dar, din păcate, sunt și sunt și printre noi oameni și din celelalte două categorii. Oameni care folosesc slobozenia într-un mod greșit sau oameni care adaugă tot felul de rânduieli ca să pară mai evlavioși decât sunt în realitate. Eu mi-aș dori tare mult ca Biserica Domnului de aici să fie alcătuită din oameni care și-au pus nădejdea în Harul lui Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus și în făgăduințele Lui și care se străduie să trăiască așa cum Domnul Iisus le-a cerut și le-a arătat. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Veți vedea că toate fericirile pe care Domnul Iisus le cuprinde în începutul vorbirii sale sunt foarte, cumva, contrastante cu concepția lumii despre fericire. Mântuitorul Iisus abordează în începutul predicii un subiect foarte important. Toți oamenii de la Adam încoace, fără vreo excepție, mă refer la oamenii sănătoși la cap. Toți oamenii care sunt sănătoși la cap își doresc să fie fericiți. Problema este însă că nu știu să definească bine fericirea, nu știu unde să o caute și nu știu ce să facă pentru a se bucura de ea, pentru a intra în posesie, pentru a o experimenta în viața lor. Asta este problema. Și este o mare binecuvântare pentru noi faptul că Domnul Iisus, cu autoritatea pe care o are, ne vorbește despre subiectul acesta și ne descoperă secretul. Cum poți să fii fericit? Spuneam că fericirea a fost o țintă a căutărilor oamenilor din totdeauna. De bună oară în cartea lui Iov, capitolul 29, versetul 11, Iov vorbește acolo despre vremea când toate lucrurile în viața lui păreau să meargă bine, frumos. Și el zice, urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea, mă lăuda. Și oamenii din jurul lui se uitau la Iov și ziceau, este un om fericit. El era fericit. Dar nu pentru motivele pentru care oamenii din jur îl considerau fericit. Oamenii din jurul lui îl considerau fericit pentru că turmele lui umpleau țara. Oamenii din jurul lui îl socoteau pe Iov fericit pentru că avea o familie echilibrată și frumoasă. Ce plăcut și ce bine este ca părinte să te respecte copiii tăi, chiar și după ce s-au căsătorit, cuvântul tău pentru ei să însemne ceva, să te asculte și când îi chemi să vină, când le spui vino, să fie acolo, să te asculte, să știi că pentru ei însemne ceva. Însă, dincolo de toate lucrurile acestea, Iov era fericit pentru că Iov trăia după rânduielile lui Dumnezeu. Nu știu în ce fel i-au fost descoperite lui, pentru că în vremea aceea nu exista o scriptură scrisă cum avem noi. Dar atâta cât i-a fost dat să cunoască din hotărârile și poruncile și rânduielile lui Dumnezeu, Iov s-a străduit să le trăiască, să le împlinească și aceasta a fost ceea ce a dus fericire și împlinire în viața lui. Binecuvântat să fie Domnul! Apoi, veți vedea autorul necunoscut al Psalmului 1, fericește pe omul care se ferește de lucrurile acelea care aduc în viața noastră probleme și nu o să intru în detalii. În capitolul, în Psalmul 4, versetul al 6-lea, psalmistul David vorbește din niște oameni care căutau fericirea. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Pentru că psalmistul înțelegea că fericirea este condiționată de o relație bună cu Dumnezeu. Oamenii căutau în vremea lui fericirea, dar nu știau unde. Aș vrea să amintesc de asemenea pe psalmistul Asaf, care și el era preocupat de fericire.
Și am făcut de atâtea ori referire în ultima vreme la Psalmul 73. În psalmul acesta el spune că s-a uitat fugind la fericirea celor răi. Și la un moment dat a tras o concluzie greșită și zice: ei totdeauna sunt fericiți. Însă după aceea, când ajunge la un moment dat în casa lui Dumnezeu să ia aminte la cuvântul vestit acolo, el ajunge să înțeleagă că fericirea aceea era un teren alunecos. Că adevărata fericire nu e ceea ce a văzut el la cei răi. Că fericirea este în relația omului cu Dumnezeu. Și ar fi să vorbim despre înțeleptul Solomon, care în cartea Eclesiastul descrie propriile căutări după fericire. În capitolul 2, în versetul 1, el zice: am stat de vorbă cu inima mea. Haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, a spus el într-un moment dat, stând de vorbă cu sine însuși. Și vrând să își umple inima de fericire, a alergat să-și împlinească tot ceea ce și-a dorit inima. Toate lucrurile acelea pe care noi oamenii le considerăm ca și realizări și împliniri, pentru el au fost ușoare de realizat, că era împărat și avea multe posibilități. Însă el va recunoaște că toată truda aceasta este goană după vânt. Fericirea nu se găsea nici în dobândirea sau în posedarea de terenuri, de bogății, de argint greu de numărat sau de cântărit. Toate lucrurile acestea și-a dat el seama când le-a avut că nu-i garantează lui fericirea. Și atunci se pune întrebarea: fericirea nu cumva este un ideal după care oamenii aleargă în mod inutil? Cei care sunt lipsiți își imaginează că ăilalți mai înstăriți ar fi fericiți, pe când ceilalți înstăriți își dau seama că nu-i nimic fericire în ceea ce au agonisit? Este ceva cu fericirea aceasta? Și Domnul Iisus vine și ne dă răspunsul în predica de pe munte și spune: e fericit mai întâi de toate, și numai de lucrul acesta vreau să mă ocup în continuare, fericit este omul care este sărac în duh, căci a unui astfel de om este împărăția cerurilor. Aș vrea să vă spun că sărăcia în duh este o expresie care a dat de gândit foarte mult predicatorii. În ultima vreme, să fie vreo săptămână și jumătate, mi-am permis la lucru, pentru că Dumnezeu a rânduit să lucrez de noapte și să fie liniște în clădire, să nu am probleme pe care le-am în mod obișnuit pe acolo. Mi-am permis în ultima noapte, în ultimele nopți, să ascult predici cât n-am ascultat în 15 ani. Eu am avut un principiu al meu să nu ascult predici pe internet ca să nu mă pomenesc ca aș copia pe unul sau pe altul. Și am zis: Doamne, o să stau eu în Biblie și dacă îmi dai, îmi dai, dacă nu îmi dai, nu îmi dai, dar nu vreau să copiez pe nimeni. Dar în ultima vreme, în ultimele nopți la lucru, am ascultat foarte multe predici și frânturi din predici. Că uneori nu trebuie să asculți toată predica să-ți dai seama dacă are predicatorul ceva de spus sau dacă nu are. După cum, nici când deschizi o conservă, nu trebuie să o mânci toată ca să-ți dai seama dacă e sănătoasă sau dacă e expirat termenul de garanție. Aș vrea să vă spun cu privire la predica de pe munte și în mod deosebit cu privire la expresia aceasta, expresia săraci în duh, am ajuns la concluzia că noi predicatorii cam bănuim ce ar vrea să definească ea, ne dăm cu părerea, tragem cumva la țintă în direcția de unde ni se pare că e ceva, dar nu prea este definită clar expresia aceasta. Oare ce să însemne ea? Unii dintre comentatorii Bibliei sunt de părere că aici Domnul Iisus vorbește despre săraci, despre acei oameni care, din punct de vedere al resurselor și al posibilităților, sunt cu totul lipsiți. Probabil că în interpretarea aceasta s-au lăsat influențați de relatarea din Luca, pentru că în Luca se spune despre săraci. Nu se mai precizează săraci în duhul. Aici, în Ioan, în Matei, se spune că e ferice de cei săraci în duh. Cu alte cuvinte, sărăcia despre care vorbește Iisus aici nu are în vedere neapărat lipsurile cuiva,
ci are în vedere o anumită stare a sufletului omului aceluia, a părții imateriale din noi. Încă de la început ne-a devenit clar din creație că Dumnezeu ne-a făcut să fim parte materială și parte imaterială. Partea aceasta materială, vizibilă, este trupul. El are o serie de capacități, precum și o serie de nevoi. A le împlini pe acestea încă nu te face să guști adevărata fericire și adevărata împlinire. Partea imaterială din noi este sub semnul discuțiilor între teologi. Pentru că unii vin și spun partea imaterială, partea spirituală a omului, este sufletul lui. Alții vin și spun, nu, e vorba despre suflet și duh. În dimineața aceasta eu nu mă voi lăsa prins în această dezbatere teologică, ci am să spun că ceea ce Dumnezeu a pus imaterial în noi, asta este ceea ce îl interesează înainte de toate pe Dumnezeu. Se uită Dumnezeu la noi și ne vede, ne-a văzut nefericiți pentru că sufletul nostru s-a legat de o grămadă de lucruri ale vieții acesteia și Dumnezeu știe că lucrurile acelea nu ne garantează nouă fericire. E ca și când ai vrea tu, ca părinte, cu o anumită experiență de viață, să-i spui copilului tău, dragă, nu fă asta că nu vei fi fericit. Și n-ai cui să-i spui că nu te ascultă. Până nu ajunge acolo, nu te ascultă. Și după ce ajunge acolo, atunci începe să-ți tragă de cap, să-și dea seama că, de fapt, tu ai avut dreptate. Unii dintre ei se pocăiesc destul de repede și recunosc, tată, mama, am greșit, iartă-mă și hai să vedem ce putem face mai departe. Iar alții nu recunosc că au greșit și continuă căutările în afara părerii părinților și din rău ajung în mai rău și tot mai rău, pentru că nu poți să fii fericit căutând în felul acesta. Și acum revin. Expresia săraci în duh, oare ce să exprime, oare ce a pus să spună Iisus cu privire la această stare de sărăcie în duh? Aș vrea să vă spun că trebuie să definim exact ce se întâmplă aici. Pentru că dacă nu definim ce se întâmplă aici, rezultatul nu ne mai este garantat. Am auzit pe mulți spunând și până la urmă cred că sunt aproape de adevăr predicatorii care au spus că această expresie sărăcia în duh sau săraci în duh i-a definit pe acei oameni care își recunosc întreaga dependență de Dumnezeu. M-am uitat și în textul original, în grecește, aș vrea să vă spun că limba greacă există doi termeni diferiți care sunt traduși în românește prin sărăcie. Unul dintre cei doi termeni definește pe omul care este nevoit pentru fiecare zi în care are nevoie de hrană să muncească. Pâinea de fiecare zi și-o câștigă trudind. Omul acela care nu stă să huzurească așteptând să lucreze alții, să-i aducă lui profitul, și omul acela care în fiecare dimineață se trezește și merge undeva să lucreze ceva pentru ca să aibă ce să mănânci. Ăsta era primul din cei doi termeni grecești care sunt traduși în românește prin sărăcie sau sărac. Celălalt termen este mult mai drastic, mai aspru. Îi definește pe oamenii aceia care n-au nici măcar această posibilitate. Pe oamenii aceia care își dau seama că n-au nimic și își dau seama că ei depind întru totul de Dumnezeu. Ei bine, în Evanghelia după Matei apare aici cel de-al doilea termen. Acela care îi definește pe oamenii săraci lipiți pământului, cum am spune noi, care trăiesc în sărăcie lucie, o altă vorbă de pe la noi. Dar, frate, mai înainte ai spus, ar putea cineva să zică, mai înainte ai spus că nu se are în vedere sărăcia aceasta. E adevărat, nu sărăcia aceasta, ci mai ales atitudinea care însoțește sărăcia aceasta. Căci omul care se vede lipsit de orice oportunități, de orice posibilități, de obicei conștientizează și faptul că el depinde întru totul de Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce definește expresia a fi sărac în duh. Conștientizarea lipsei de valoare, a lipsei de merite, a lipsei de vrednicie, a lipsei capacităților personale și încrederea deplină în Dumnezeu.
Citeam una din cărțile traduse în românește, o carte scrisă de fratele Martin Jones Lloyd. Și omul acesta relatează la un moment dat o întâmplare care era destul de sugestivă. A fost chemat să predice, omul acesta a slujit în Londra foarte multă vreme și a fost un predicator apreciat. Dar a fost chemat odată să slujească undeva într-un orășel destul de departe de Londra și într-o seară a ajuns acolo cu tren. Când s-a ajuns din tren, spunea el cu o doză de umor finuț britanic, zice, pe peron un om mi-a luat geanta. De fapt, zice el, chiar mi-a smuls-o din mână. Și ca să nu se sperie predicatorul, cel care a luat geante a spus, știți, eu sunt slujitor în biserica în care dumneavoastră veți predica mâine. Știți, eu sunt ordinat slujitor în biserica aceasta. Și apoi a continuat omul care ducea geanta, de fapt, aș vrea să înțelegeți de la început că eu sunt o persoană neînsemnată. Că eu n-am nicio importanță, pe o singura mea misiune, chiar dacă sunt ordinat, este să duc geanta păstorului. Nu bat apropo la nimeni. Geanta mea pot duce singur. Și zice fratele Martin Jones Lloyd, zice, am remarcat, dincolo de cuvintele insistente ale interlocutorului meu, care voia să-mi spună cât de neînsemnat se consideră el în biserica locală, eu am semnalat altceva. Ceea ce el îmi prezenta drept o smerenie și o modestie era de fapt un fel de neîmplinire și de frustrare pe care omul acela trăia. Nu era vorba despre o smerenie reală. Omul care este sărac în duh este omul acela care și-a pus toată încrederea în Dumnezeu. Dacă a reușit să realizeze ceva, el va spune întotdeauna că toată slava este a lui Dumnezeu și nimic nu aparține lui. Nu o să insist prea mult pe ideea aceasta, pentru că eu cred că mă înțelegeți. Expresia aceasta, a fi sărac în duh, este similară cu golirea de sine. Ea se regăsește și în viața Domnului Iisus, pentru că, dați-mi voie să vă reamintesc, înainte de a se întrupa în lumea noastră, El era împărtășit cu Dumnezeu Tatăl. El avea o slavă pe care noi nu putem cuprinde cu mintea. Avea tot ce și-ar fi dorit cineva. Avea strălucire, glorie. Și de toate acestea, el a fost gata să se dezbrace pentru o vreme, să le pună deoparte și să îmbrace trup omenesc ca și noi. Un cuvânt foarte important este cuvântul rob. În Biblie. Apostolul Pavel, veți vedea că de fiecare dată când se prezintă fraților, el nu se prezintă ca și elevul strălucit al lui Gamaliel. El nu se prezintă drept cel care a avut cândva puteri depline din partea preoților de la Ierusalim, reprezentantul Sinedriului, delegatul care să meargă să rezolve probleme. Întotdeauna când scrie fraților în epistolele sale, el se prezintă pe sine drept rob. De multe ori noi zicem, Doamne, am vrea să auzim un cuvânt de la Tine. Vorbește-ne, Doamne, în ziua de azi. Dar așa să vă spun, mi-a plăcut tare mult ce a spus un predicator. Ar trebui să spunem ca și Samuel odinioară, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. În noaptea aceea Dumnezeu de 3 ori l-a strigat pe Samuel și de 3 ori Samuel s-a dus la Eli. Și Eli a înțeles că era un om în vârstă și înțelept. A înțeles că Domnul este cel ce îl cheamă pe acest copil și a spus, vorbește așa. Și am stat și m-am întrebat dacă el n-ar fi spus căci robul tău ascultă, oare Dumnezeu i-ar fi vorbit? Ne așteptăm din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Dar dacă nu-l așteptăm în poziția aceasta, s-ar putea întâmpla cuvântul acela să-l așteptăm mult și bine, că nu mai vine. Dumnezeu vorbește numai acelora care au inimă de rob și care doresc să-L asculte pe Dumnezeu. De aceea, vreau să vă spun că în multe biserici locale din vremea noastră, Dumnezeu nu mai vorbește. E trist lucrul acesta că îți vine să plângi.
Dar în multe biserici locale Dumnezeu nu mai vorbește. Vorbesc frați cu diplome, cu titluri, vorbesc din cărți, vorbesc de unde pot, dar nu mai vorbește Dumnezeu. Pentru că nu mai este omul acela cu inima smerită, cu Duhul mâhnit, omul acela sărac în Duh, care e dispus să asculte orice ar spune Dumnezeu. Că am ajuns în vremea aceasta să fim selectivi, să luăm numai ce ne place din predici. Iar ce nu ne place, să spunem că a fost pentru corinteni, pentru efeseni, pentru galateni și pentru ceilalți. Unde sunt oamenii aceia care spun, Doamne, totul e pentru noi. Tot ce este scris în Noul Testament e pentru noi. Ajută-ne să împlinim. Sunt convins că dacă ne schimbăm atitudinea, Dumnezeu ne va binecuvânta cu cuvânt de sus de la El. Omul acela care este sărac în Duh, e fericit de El, spunea Domnul Iisus, căci un astfel de om este împărăția cerului. Poate că ați auzit ca și mine și cu lucrul acesta aș vrea să mă apropii de încheiere. În Statele Unite există o companie care de o vreme încoace face bani frumoși pentru că vinde oamenilor terenuri pe diferite planete din sistemul nostru solar. Și oricât ar fi de ciudat, se găsesc oameni naivi care cumpără terenurile acolo. Își imaginează că vreodată vor ajunge să construiască o căsuță la pensie, să se retragă acolo, parcă poștașul să le ducă pensia acolo. Ei nu-și pun problema că în prețul pe care îl plătesc, și nu-i unul chiar accesibil, nu e inclus și transportul. Transportul e pe buzunarul lor. Niciodată nu vor putea să atingă terenurile acelea pe care ei și le cumpără. Nici măcar odată când se vor face cartografie ale planetelor respective, dacă Dumnezeu va îngădui, bucata aceea de pământ nu o să poarte numele lor. Dar dau bani serioși. E o adevărată industrie. Iisus a spus, ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerului. I-a fericit Iisus pe oamenii aceia care și-au pus toată încrederea și nădejdea în Dumnezeu. Un lucru vreau să mai amintesc și acum chiar și închei. Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei două epistole, în cea din prin capitolul 6, în două locuri. Pavel face referire la bogățiile lumii acesteia. În versetul 9 din acest capitol 6, el spune, cei ce vor să se îmbogățească, ei se slăbun singuri, cu tot felul de experiențe neplăcute, dureroase. Iar atunci când ajunge la versetul 17, îi spune lui Timotei, Timotei, între ascultătorii tăi vor fi și oameni care sunt stăriți, mai stăriți decât semenii lor. Pe oamenii aceștia îndeamnă-i să nu-și pună nădejdea în bogățiile acestea. Toată nădejdea să-și o pună în Dumnezeu. Și încheierea mesajului meu în această dimineață, exact lucrul acesta vreau să vă spun. Cu ăsta să rămâneți și să plecați spre casă. Toată nădejdea să vă puneți în Dumnezeu. Am ajuns din coace de ocean. Avem mai mult decât ne-am gândit noi. Mai mult decât am avut poate în România. Sau poate că unii dintre dumneavoastră ați avut în România mai mult decât aveți aici. O casă mare, o mașină frumoasă, un serviciu bun, și o grămadă de alte lucruri adunate cu trudă și sudoare, că nimeni nu mi le-o da pe gratis. Dar așa să vă spun, să nu vă puneți nădejdea în lucrurile acestea. Să vă puneți nădejdea în Dumnezeu. Căci pământul acesta, cu tot ce este pe el, va arde și rămâne în picioare numai împărăția lui Dumnezeu. De ați investit în împărăția lui Dumnezeu, ferice de dumneavoastră. Mi-ar place să cred că oamenii de pe la noi n-au cumpărat pământ pe alte planete. Mi-ar place să cred că ascultătorii mei și-au pus nădejdea în Dumnezeu ca să avem parte cu toții de împărăția Lui. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare, frați și surori, și aș vrea, într-o rugăciune comun, să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, să mulțumim pentru cuvântul Lui și, în a doua parte, să ne credințăm în brațul Domnului, ca El să ne dea putere să-L împlinim, să fim printre cei săraci în Duh. Așa cum am spus, așa cum stăm în picioare, să ne rugăm Domnului.